vorbim despre sciatica și despre nervul sciatic, care sunt cauzele și mai exact ce reprezintă acest nerv sciatic. Discutăm despre acest subiect alături de Tania Ghinea, care ni s-a alăturat. Bună dimineața! Bună dimineața, Bună Tania! Dimineața. Așadar, ce este de fapt nervul sciatic? Nervul sciatic pornește din zona lombară, din coloana vertebrală lombară. Are mai multe ramificații. În general, nervul sciatic este afectat în condițiile în care o persoană are o problemă de hernie de disc sau o protruzie ușoară. Ca să putem să ne dăm seama dacă există o problemă, trebuie făcută într-o primă fază o radiografie sau un RMN, cu care trebuie mers la medicul specialist. După ce se vede RMN-ul, dacă se vede, de exemplu, o compresie pe nerv, adică o primă fază, o discopatie lombară, se poate face un tratament atât medicamentos, cât fizioterapic, cât și fizioterapeutic, cât și kinetoterapeutic. Dacă există o hernie de disc unde nervul sciatic este ștrangulat, atunci trebuie mers spre neurochirurg, iar neurochirurgul, dacă consideră că trebuie intervenit chirurgical, intervine. Dacă nu, în funcție de tipul de hernie de disc și la ce nivel este și la ce grad, trimite spre tratament balneofizioterapeutic. Care ce înseamnă mai exact? Adică cum? Prin masaj sau cum? Este un pic cam dificil pentru masaj să se facă masaj în momentul în care ești într-o criză de sciatică. Nervul sciatic poate să fie într-o fază acută sau într-o fază cronică. Așa. Într-o fază acută, în momentul în care suntem în această fază, trebuie luat tratament medicamentos, da? Recomandat de medicul de specialitate. Dacă dumnealui consideră că trebuie să vină către noi, către partea de kinetoterapie, acolo în centrul nostru, de exemplu, facem și parte de fizioterapie recomandată de medic și putem să facem anumite proceduri, că nu în toate cazurile de sciatică acută se recomandă, adică unde nervul este destul de afectat și comprimat, se recomandă... Nu mai suportă nicio atingere sau cum? Da, practic se manifestă prin, poate să fie ori dureri lombare, da, ori la nivelul feselor, pentru că nervul sciatic, pornind de sus din zona lombară, are traiectul din fesă, da, și coboară pe picior, se bifurcă în față pe nervul crural și în spate merge în continuare pe sciatic, iar jos de la nivelul genunchiului se bifurcă tot așa în mai multe ramuri. Pacienții pot avea dureri sau furnicături sau amorțeli, v-am spus, în zona de fesă, în zona de membre inferioare, chiar la amândouă sau chiar la unul, poate să-i doară unul dintre degete, adică sunt manifestări diferite de la pacient la pacient. Și în funcție de compresia pe care o face discul vertebral sau vertebrele, în funcție de aceasta putem să știm ce tip de tratament. Vă spuneam că în partea acută, în general, medicii recomandă partea de tratament medicamentos. După ce ies din criză, trimit către noi, către partea de kinetoterapie, unde noi facem o evaluare în funcție de ce probleme sunt și cât de gravă este situația. Facem un program de kinetoterapie care este de bază, pentru că trebuie tonifiat. Odată ce este o problemă lombară, noi trebuie să tonifiem musculatura abdominală, paravertebrală din zona lombară, inclusiv stabilizatorii bazinului, adică musculatura fesieră, fesier mare, fesier mijlociu, prin anumite exerciții. Toate exercițiile au la bază un program de tonifiere și un program de reeducare a pacientului în viața de zi cu zi. La fel de importantă pe lângă kinetoterapia este igiena vieții, pe care noi o învățăm tot la kinetoterapie, face parte din programul de kineto. Adică ce și anume învățăm pacientul cum trebuie să stea în funcție de jobul lui, în funcție de activitățile pe care le-au, poate să fie mame, de exemplu, sau persoane care supra-solicită foarte mult zona lombară. Le învățăm exact cum trebuie să stea la birou, cum trebuie să stea, de exemplu, persoanele care așteaptă tramvaiul. Da? Dau un exemplu și nu avem niciun fel de suport pe care să, având o problemă lombară, trebuie să ținem un picior un pic mai sus. Da? Deci tot timpul să ne sprijinim și să modificăm poziția. Nu trebuie să menținem aceeași poziție o perioadă mai lungă de timp. Pentru că supra-solicitarea duce la compresia nervului, duce la discopatie lombară, hernie de disc. Dar care ar fi cauzele? Poziția greșită, alimentația, habar n-am, somnul? Cauza principală, în general, sciatica apare la persoanele de peste 40 de ani. Dar, din păcate, în ultima perioadă am văzut și la persoane mai tinere.
și se dă tratament și în funcție de vârstă și de ce alte probleme de origine internă. Dar cauza principală este supra-solicitarea, poate să fie și sedentarismul, supraponderabilitatea, care trag, persoanele care sunt supraponderale, abdomenul trage foarte mult de coloană și supra-solicită într-o lordoză și vertebrele încep să se penseze. Sau persoanele care fac sport și nu fac ce trebuie, de exemplu. Adică este foarte bine să facem sport, este foarte pentru viața armonioasă, dar trebuie să ne mai întâi să ne vadă un medic de specialitate și să ne se facă o evaluare, pentru că ne vin foarte multe persoane la centru care nu fac ce trebuie, de exemplu, pe o discopatie lombară sau o ușoară hernie de discă la nivel lombar sau cervical. Dacă faci, de exemplu, alergi pe bandă sau faci aerobic sau tot ce înseamnă sărit, înseamnă compresie și înseamnă să-ți activezi nervul sciatic sau în zona cervicală. Factori de risc am putea să numerăm și profesiile, nu meseriile, care presupun ridicarea de jos sau căratul unor obiecte grele pentru perioade îndelungate. Da. Persoanele care stau foarte mult timp la birou, în general și supra-solicită poziția șezând, în igiena vieții, avem un program în care învățăm pe pacient ca la 10 minute, un sfert de oră să se ridice și îl învățăm anumite poziții de relaxare, posturi de relaxare sau anumite exerciții care pot fi făcute și la birou. Pentru persoanele care lucrează în construcții sau lucrează în zone în care trebuie să care, să ridice, trebuie să-l învățăm exact cum trebuie să se aplece, cum trebuie să care obiectele. Asta face parte, v-am zis, din igiena vieții. Și în funcție de job, noi facem o evaluare kinetoterapeutică și în funcție de asta le spunem pacienților tot ce trebuie să știe, plus programul de kinetoterapie sau fizioterapie recomandat de medic. Toate tipurile de sport, de la kangaroo jumps, fitness, trasul de fiare afectează? Sunt niște factori negativi? Afectează în condițiile în care pacientul are o problemă reală, adică o discopatie lombară de care poate să nu știe. În momentul în care se duce să facă acest tip de activitate, trebuie să îi se facă o evaluare și în funcție de asta ar trebui să facă. Pentru că, cum vă spuneam mai devreme, dacă are o discopatie sau o hernie de disc, adică discul este deja ușor tasat sau crăpat sau, în momentul în care este un pic mai grav, afectat. Pe o supra-solicitare, adică deja tu ai o problemă, deja soliciți prin viața de zi cu zi, stând în ortostatism, cărând, ridicând, te mai duci și la mișcare și în loc să faci ce trebuie, adică să tonifici abdomenul, paravertebral, stabilizatorii bazinului, tu te duci și sari, faci compresie și îți crăpi și mai tare sau strici și mai tare. Exact, deci apar probleme. Și trasul de fiare, cred că e același lucru, în care ridici niște greutăți enorme. Acum, haltera pusă în spate pe o persoană care tot așa nu, sau la copii, pusă în spate cu o greutate foarte mare, la copii poate să le afecteze la dezvoltarea osoasă și la creștere, iar la adulți pe o problemă la fel de protruzie sau discopatie sau hernie poate să afecteze foarte rău. La o persoană care este sănătoasă, sportivă, care face mișcare de foarte mulți ani și nu are probleme, este indicat să lucreze. Vorbea ceva mai devreme despre hernia de disc. Pe lângă această hernie de disc există și alte cauze, alte afecțiuni care pot pune presiune pe nervul sciatic și aici aș vrea să enumăr și să ne povestiți dumneavoastră mai multe. Steatoza spinală, tumori spinale și traumele. De exemplu, un accident de mașină sau lovitură puternică la nivelul coloanei vertebrale care poate produce o sciatică. Da, avem cazuri de pacienți care în urma unor traumatisme medicale, în urma unor traumatisme, au avut fractură la nivelul coloanei lombare sau toracale sau cervicale. Vorbim acum strict de partea lombară. În urma acestor intervenții, în urma acestui traumatism, au avut loc niște intervenții chirurgicale în care pacientul e posibil să-i se pună o tije sau în funcție de ce consideră medicul neurochirurg că trebuie să lucreze. În momentul în care vine către noi, către partea de recuperare, trebuie să vedem și noi o radiografie sau un RMN, să ne uităm să vedem unde a fost problema și în funcție de problema respectivă putem să lucrăm. Cauzele de sciatică sunt nenumărate, deci poate să fie, ați spus mai devreme și de steatoză sau steatoza spinală, da. Da, deci sunt mai multe cauze. Mai există cioculețele, deci care se formează și tot așa poate să comprime un pic și să zgârie nervul sciatic. Mai există și așa numită tumora nervului sciatic? Sau tumora nervului sciatic, da. În funcție de asta, aici trebuie să meargă spre partea de neurochirurgie, pentru că mai întâi trebuie să-l vadă un neurochirurg și dacă dumnealui consideră că trebuie să trimită spre kinetoterapie, aici un medic neurochirurg ar fi mult mai
mai în măsură să discute despre astfel de afecțiuni. O femeie care poartă o sarcină afectează greutatea, vârticii, în general, doamnele care au rămas în, care sunt însărcinate, e posibil, dacă au avut o problemă mai veche pe un fond de lordoză sau scolioză sau o discopatie mai veche sau o hernie mai veche, în momentul în care sunt însărcinate, abdomenul fiind proeminent, purta fiind foarte mare, trage de coloană spre înainte și e normal să se facă o protruzie mai mare sau o herniere și mai mare și să aibă dureri. Dar există program de gimnastică medicală pentru gravide, prin care se poate lucra musculatura lombară pentru a ajuta mama să țină sarcina corect. Pentru că cele mai multe ori le petrecem în pat, cât de mult contează, nu știu, salteaua, perna, este pentru foarte... astfel de probleme cu spatele, cu nervul sciatic. Este foarte importantă odihna de noapte, este foarte importantă salteaua pe care dormim. Trebuie să dormim pe o saltea rigidă. Trebuie să folosim o pernă pentru zona cervicală ortopedică pentru că și anumite poziții de somn. De exemplu, pentru o persoană care suferă de sciatică sau de probleme în zona lombară, trebuie să doarmă, în primul rând nu are voie să doarmă pe burtă. Da? Adică evităm să dormim pe burtă pentru că supra-solicităm foarte tare zona lombară. Noi trebuie să decomprimăm zona de acolo, trebuie să delordozăm zona. Există un mușchi psoasiliac care în momentul în care suntem în picioare, el este un pic mai întins, da? Se întinde, iar în momentul în care se îndoaie genunchii, de aceea toate exercițiile pentru lombar și inclusiv somnul. În momentul în care îndoim genunchii, se relaxează mușchiul și se relaxează zona. Există anumite exerciții pe care le puteți arăta acum, pe care am putea să le facem? Da, dar cred că o să avem nevoie. Vă pot arăta într-o primă fază o poziție a unei ceva persoane, de exemplu, cum, care să ne mai... pentru dacă aveți o problemă acum de durere și vreți să vă relaxați, nu aveți unde să vă întindeți. Da? Da. Așa. Picioarele ușor depărtate, genunchii ușor îndoiți, sculăm ușor bazinul spre înainte, umerii ușor, poziția omului plec, da? Și rămân în poziția aceasta. Exact. Asta e o poziție relaxantă. Aceasta este o poziție relaxantă, da? Când nu am unde să mă întind, adică se relaxează toată musculatura. Da? Și mă îndrept ușor, da? Și efectiv cad într-o poziție... Da. Ați înțeles? Deci ne relaxăm și revenim. Și revenim. Asta ar fi pentru și orice mai deblocăm persoană, puțin durerea. Pentru orice persoană care nu poate să se așeze, nu poate să... Da? În condiții în care dumneavoastră aveți aici o canapea, puteți să vă culcați pe spate, cu pernă sub zona cervicală și cu genunchii îndoiți, tălpile pe pat. Aceasta este o poziție relaxantă, da? Și de... Mulțumesc! Și de confort. Și de confort, exact. Pentru cei care stau foarte mult în mașină, cum ar trebui să punem pe scaunul șoferului? Important este de când urcăm și cum coborâm din mașină. În primul rând, când urcăm, trebuie să punem mai întâi, o să vă exemplific așa, să presupunem că urcăm pe partea stângă, suntem copilot, ca să zic așa. Da? Mai întâi punem șezutul, după care tragem ambii genunchi. Deci în mașină. Intrăm cu picioarele. Da, intrăm fiecare picior. Deci ne ordonăm cumva corpul. Da, pentru că contează foarte tare să menținem aceeași linie pe zona lombară. În momentul în care trebuie să mergem mai mult timp cu mașina, 2-3 ore, este bine cam la o oră măcar să coborâm și să ne plimbăm puțin ca să destindem un pic coloana, după care revenim și conducem. Nu e bine să supra-solicităm mai mult de 10 minute, un sfert de oră zona lombară. Și lombar și cervical, de fapt. Adică supra-solicitarea duce la probleme de sciatică. Eu conduc mult, deci așa cum... Până mă îndrept și o să vreau să mergem puțin la bucătărie, pentru că sunt foarte multe gospodine, cum este și Raluca, care stau și toacă și fac și felul 1 și felul 2 și o prăjitură. Care e poziția corectă a unei gospodine atunci când stă toată ziua la bucătărie și toacă? Cum e și Raluca? În primul rând, nu stăm aplecată, deci poziția aceasta, să ne aplecăm cu genunchii întinși, adică este contraindicată și este greșită, da? Pentru mămici, pentru persoanele, chiar și la baie, da? Când ne spălăm pe față, ne aranjăm și pentru bărbați este valabil și pentru doamne, trebuie să avem un înălțător. Da? Dacă știți, sunt niște înălțătoare aceea pentru copii ca să ajungă la baie să se spele. Ca o mică scăriță. Ca o mică scăriță, exact. Eu le recomand pacienților mei și este cel mai simplu pentru ei de la copii, da? Să ia înălțătoare din acelea. Se pune un înălțător, da? În locul unde vrei să-ți desfășori activitatea și mama sau...
tatăl în, la baie sau unde, unde sunt, uh-huh, trebuie să pună un picior, da, un pic mai sus și să lucreze cu, aha, cu mâinile, deci da, dar în poziție, pe... coloana să rămână în poziție dreaptă, aha, da. Deci, deci un picior mai sus. Și atunci și... automat mai vine să exact, stai că ții un picior exact, ridicat. Și vă spuneam că în momentul în care se îndoaie genunchiul, da, se decomprină psoasul iliac, se relaxează și în momentul ăla nu se mai supra-solicită coloana și se schimbă piciorul, adică nu se stă tot așa în aceeași poziție. Asta vă spuneam dacă cineva așteaptă tramvaiul și de exemplu nu are un înălțător, că nu mă plimb cu el pe stradă, da? Pui piciorul pe bordură. Exact, pe bordură sau adică poți să... Te folosești de ce ai în jurul tău. Exact, se poate folosi, trebuie să vii neapărat și să folosești ustensile da, specializate. Mulțumim foarte mult. Găsi. Vă mulțumesc foarte mult pe www.kinetostim.ro și pe pagina noastră de Facebook Kinetostim. Mulțumim foarte mult și te mai așteptăm cu mare drag, Tania, la noi la Star Matinal.